După ce s-a dezbătut subiectul legat de intervenția telefonică a mamei Mariei, aceasta a izbucnit în plâns și întreba doamna Simona acum de ce îi vine să plângă. Ea spunea că nu îi vine să plângă, dar se vedea că deja îi curgeau lacrimile. Apoi a întrebat-o doamna Simona ce are să vorbească despre asta și Maria a spus că este bine, că este foarte bine. Că sunt de fapt lacrimi de fericire, că e bine cu Ștefan și este alături de acesta. Era evident că nu, nu erau din cauza aceasta lacrimile, și apoi a spus Maria că este o stare de moment și că o să îi treacă. Înainte să înceapă să plângă, s-a discutat despre faptul că Maria s-a simțit cumva presată să spună ce s-a întâmplat în trecutul ei și chiar a rugat să nu se mai insiste atât de mult că nu dorește să discute despre asta. O să-i spună lui Ștefan atunci când vor fi doar ei doi. Nu știu dacă are legătură sau poate s-au acumulat toate și au făcut-o pe Maria să aibă această descărcare.